Hai noroc! Bă, de data asta continuăm seria cu GTA-urile și de data asta vom începe GTA 3. Data trecută am terminat GTA Liberty City Stories și continuăm cu GTA 3, precum am spus și pe acel video. Deci continuăm după 3 ani de la acțiunea lui Liberty City Stories, ăsta se petrece în 2001. Și înainte să intrăm în pâine, în poveste, nu știu ce, să vă explic ce am făcut până acum. Ei bine, am început seria asta cu GTA-urile, cu Vice City Stories. Ăla s-a petrecut în 1984. După ce am terminat pe acela, am mers la GTA Vice City, care ăla se petrece în 1986. Vedeți că am ajuns de la 1984 la 1986, am urcat 2 ani. Apoi ne-am apucat de San Andreas, care ăla a fost în 1992. Deja au trecut mai mulți ani, dar oricum vedeți că tot am urcat în ani. În ordinea asta am jucat eu GTA-urile astea, în ordinea anilor în care se petrec. După San Andreas am jucat Liberty City Stories-ul, care ăla a fost în 1998. Și acum am ajuns la ultimul GTA din universul 3D pe care o să-l joc eu. Ar mai fi GTA Advance, care ăla e înainte de ăsta, dar că... Căutați-l pe YouTube și vedeți voi dacă v-ar fi locul să mă joc eu ăla. Așa. În fine, GTA 3, anul 2001. După 3 ani de la acțiunea din Liberty City Stories, în același oraș, o să revedem o grămadă de caractere din Liberty City Stories, deci dacă v-a plăcut povestea de acolo, fără grijă că o să o regăsim în GTA 3, să zic așa, o continuăm. Na, dacă ați vrut să vedeți ce mai face Tony Cipriani sau Salvatore sau nu știu ce personaj care încă trăiește din Liberty City Stories acum, deci na, o să vedem... care e faza cu ei în acest joc, din fericire, deci tot ok. Și ce să mai, n-ai rost să mai lungesc, să intrăm în pâine. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Bun, deci am ajuns în joc. E o leacă de explicat, e destul de mult de explicat, deci nu o să mă grăbesc foarte mult să progresez misiunea. Faza este următoarea, că am început jocul cu un jaf. Ați văzut că a venit unul cu mașina să ne ia în ghilimele și ăsta, oameni buni, este Claude.
Claude, cum vreți să-i spuneți, nu știu cum se pronunță numele neapărat, că e nume franțuzesc sau ceva genul, oricum, e folosit și în America, de asta are ăsta numele Claude. Ăsta este același individ cu care CJ a făcut cursă în 1992. Țineți minte că după ce CJ a terminat treaba cu Catalina, na, nu mai suntem iubiți, facem doar afaceri și gata, s-a terminat treaba, atunci a făcut și ultimul jaf și na, s-au despărțit. Catalina și-a făcut alt iubit pe ăsta. Țineți minte că totul suna pe CJ, voia să-l facă gelos și toate chestiile. Ei bine, cu acest individ a fugit Catalina, s-a dus în Liberty City cu el, așa a spus în San Andreas și uită-ne că tot în Liberty City a rămas omul. Na, am făcut jaful, era Catalina cu noi, aia de la împușcat pe ăsta era Catalina. Catalina l-a trădat și pe Claude ăsta până la urmă. Da, deci Catalina e foarte periculoasă, o femeie foarte periculoasă. Era aproape pe pragul să moară, doar că n-a dus poliția la spital, l-a stabilizat și l-a dus la judecată. A mai trecut un an, doi de când ne-am pușcat. Deci să știți, deci nu prima scenă și apoi scena asta cu transportul, cu prizonierii, este după câțiva ani, un an, doi, trei, ceva genul, deci nu este fix după, este după câțiva ani, deci continuăm după câțiva ani de când ne-a trădat Catalina și am reușit să scăpăm. Alături de noi era acest individ 8-Ball, dacă țineți minte din Liberty City Stories, Tony Cipriani a venit la el să ia niște bombe pentru Donald Love, să facem treaba aia în Fort Staunton, același 8-Ball este și ăsta, aici are mâinile strivite și le are bandajate și privai morții lui, dar tot el e, tot trăiește, e ok, așa. Deci, aparent, convoiul de prizonieri în care eram și noi duși a fost atacat de niște columbieni. Columbienii au răpit un moșneag. Nu știm de ce, pe moment, n-avem idee pentru ce s-a făcut asta, dar tot ce știm noi este că am avut norocul să scăpăm din cauza lor. Columbienii nu ne-au omorât pe noi, pur și simplu au luat moșul și au fugit, iar în confuzie am bătut polițiștii și am reușit să scăpăm. Totuși, columbienii au mai aruncat o bombă și au distrus podul. Acesta este același pod pe care Tony Cipriani și Salvatore Leone a sărit când s-a dus după primar în Liberty City Stories. Acum, după 3 ani, a fost terminat, doar că vedeți și voi că columbienii l-au bubuit, ceea ce-i trist. Prima insulă este izolată. A mai spus femeia aceea în cutscene la radio, să zic așa, sau la știri. Proiectul cu tunelul subteran a fost întârziat și n-avem nici tunel subteran să mergem pe a doua insulă. Pe scurt, suntem blocați pe prima insulă. Și că venim vorba de tunelul subteran, ei bine, primarul, țineți minte că în Liberty City Stories primarul a promis că feribotul va rămâne, dar în GTA 3 nu este. Deci feribotul a dispărut. Până la urmă acel primar, O'Donovan, a mințit. A continuat ăștia cu tunelul subteran și au distrus feribotul. Că pe unde era feribotul este tunelul subteran. De-aia au vrut ăștia să-l scoată. Și hai să nu mai pierdem timpul. Am scăpat de poliție. Putem să fugim. Ne-a spus acest 8-Ball că știe el un loc într-un cartier numit Red Light District unde ne putem ascunde. Așa că o să mergem acolo acum. Și am ajuns la acel loc, aici ne-a pus să venim acest 8-Ball. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Bun, ne vom schimba de haine. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Ok, deci ne-a spus 8-Ball că se cunoaște cu un individ Luigi care are conexiuni, are treabă și s-ar putea să ne facă rost de muncă dacă mergem la el acolo. Haideți să mergem la acest Luigi. Vedeți că ne-am schimbat hainele. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Paul's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here.
Ok, deci am fost cu 8-Ball la acest Luigi și până la urmă a ieșit omul în persoană, Luigi în persoană a ieșit la noi, ne-a spus că s-ar putea să aibă niște treabă pentru noi, ne-a trimis să luăm o prostituată de-a lui de la spital și să o aducem aici. Și că dacă reușim să facem asta fără să o dăm în bară, ne va mai da treabă. Ar trebui să fie ușor, ce dracu, mergem, luăm o curvă și aducem aici, mare brânză. Oricum, ați văzut că acest este clubul pe care Salvatore Leone l-a luat în 1998, clubul la care JD lucra, era clubul lui JD, dar pentru că JD e mort și altcineva a preluat clubul, acest Luigi l-a preluat. Luigi este un om inițiat în mafia lui Salvatore Leone, deci încă este în mâinile lui Salvatore Leone clubul, i l-a dat lui acest Luigi. Alături de Luigi, ați văzut că era unul în costum albastru. Ăla era Mickey. Mickey, boul, dobitocul, hitmanul inițiat din mafia Leone. Țineți minte că Mickey l-a omorât pe JD și ne-a pus să-l ducem acasă cu JD în mașină la vedere. Om prost. Dar oricum este și Mickey aici cu Luigi. Probabil Mickey este pus să-l protejeze pe Luigi. Și na, hai să nu mai vorbesc foarte mult, să mergem să o luăm pe prostituata aia de la spital. Am ajuns la spital, aici este și prostituata, hai să o luăm. Așa, a spus și Luigi că o cheamă Misty, dar n-a zis și ea oricum. În fine, Claude ăsta este mut, precum a spus și CJ în San Andreas, deci nu o să vorbească. O să vorbesc eu în locul lui, așa. Hai să ducem pe asta la Luigi. Gata, acum avem treabă la Luigi sau putem să ne plimbăm pe prima insulă să o explorăm cum vreți voi. Eu o să mă duc la o locație de armă pe care o să o și arăt, stați liniștiți. Bun, am ajuns la o locație unde se află o armă destul de OP, spun eu, deci vă recomand cu mare căldură să veniți să o luați. Înainte de toate vă arăt împrejurimele. Țineți minte că aici era un garaj de-a lui Salvatore Leone unde am adus noi drogurile lui. Am făcut o afacere la docuri pentru el în Liber City Story și am adus aici mașina cu drogurile. Probabil recunoașteți locația. Eu mai am un mod de hartă din meniu. Vă recomand să-l luați și voi dacă aveți ASCII Loader. Se numește Interactive Map. Deci, așa căutați, Interactive Map GTA 3 și o să-l găsiți. Da, o să vă arăt și pe harta aceea. Deci, precum am spus, ăsta este un mod. GTA 3 original n-are treaba asta. Deci, Interactive Map, căutați pe internet și instalați modul. Este cu ASCII, script ASCII. Și vedeți că aici mă aflu eu. Aici este casa, deci e foarte aproape, nu e... undeva departe. Aici este casa lui Salvatore Leone. Hai că poate recunoașteți harta din Liber City Stories, că mai arătam eu locația acolo și tot. E aceeași hartă efectiv, cu trei insule cu naibii să ia. În această parcare este cumva o alee aici în spate, o intrare mai bine spus, cu o rampă în jos, iar aici avem armură cât și o armă. Avem un AK-47, fraților, o armă destul de OP la început de joc, o să vă salveze pielea de multe ori. O să vă descurcați la misiuni, pentru că nu aveți armă OP. Nu este ca M16, dar e ok. Deci la început de tot AK-ul ăsta e rupere. Bun, ne-am întors la acest Luigi. Na, am luat armă, sunt pregătit de misiune, hai să vedem ce ne dă de făcut. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Ok, de data asta ne-am întâlnit doar cu Mickey, care ne-a dat o foaie pe care a scris Luigi ce vrea să facem. Pe foaia aia a spus că niște deștepți a început să vândă un drog numit Spank. Acest Spank îl vinde inclusiv prostituatelor lui. Iar Luigi nu-i place asta, că prostituatele drogate nu fac bine la muncă. Așa. Și ne-a trimis să luăm o bâtă. Dacă vreți puteți să o luați, dacă nu, nu. Eu o să o iau de dragul misiunii. Și să luăm bâta asta să-i dăm în cap cu ea. Acelui deștept care tot vinde droguri prostituatelor lui. Așa că haide la acel deștept să-l măcelărim de bătaie. Am ajuns la docuri unde vinde deșteptul ăla droguri la femeile lui Luigi. Vedeți că două femei deja sunt acolo. Voi puteți să ignorați bâta. Nu trebuie să o luați deloc. Nu vă obligă jocul. Puteți pur și simplu să plecați și să dați cu mașina peste el. Dar, cum am spus, de dragul misiunii, hai să folosim bâta. Băi, deșteptule, ea mai vinde tu droguri.
Gata, două lovituri de bută și l-am liniștit pe nebun. Luigi ne-a mai pus să îi furăm mașina, să o revopsim și să o punem în garajul lui personal, unde o să o folosească el sau, nu știu, să o vând, da, barnam. Haideți să o luăm. Bun, și acum trebuie să-l ducem la acel garaj de-a lui Luigi, unde o să o țină el, nu știu, o să o vândă, o să o folosească, la barnam ce o să facă cu ea. Aici este garajul lui Luigi, haideți să-i punem mașina aici și să plecăm. Înainte să continui, vreau să clarific o treabă cu voi. Pe această serie o să fac din nou 4 misiuni pe episod, pentru că o să iasă un număr decent de episoade, așa, dacă fac mai multe, din nou, se termină prea repede seria și dacă fac prea puține, este episodul prea scurt și v-ați fute o palmă în cap la 2-3 minute pe episod, așa, deci 4 misiuni este ok. Bun, înainte să continui cu misiunea, aceasta este a treia misiune pe astăzi, pentru că primele două misiuni le-am unit într-una. Asta pentru că prima misiune este numită Give Me Liberty, iar a doua misiune este Luigi's Girls. Eu le-am unit pe alea într-o singură misiune numită prima misiune, vezi voi acolo pe timestamp, deci n-avea rost să le separe pentru că e efectiv aceeași misiune, n-apare Mission Pass după Give Me Liberty, dar în sursa jocului sunt două misiuni separate. Oricum, aceasta este a treia misiune pe astăzi. Combo, what am I gonna do? Hey, I gotta talk to you. All right, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo Turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Ok, data asta ne-a pus din nou să o ducem pe Misty dintr-un loc în altul. O să mergem să luăm de la apartamentul ei și să o ducem la fiul lui Salvatore Leone, fraților. Fiul lui Salvatore Leone, Joey Leone. Noi de Joey Leone am auzit decât în San Andreas. A spus Salvatore Leone ceva de fisul, doar că a zis doar fisul, gen fimiu, n-a zis pe numele lui Joey. Și în Liberty City Stories nu prea l-a pomenit, dar în San Andreas auzim de el, Joey Leone, că a colaborat cu CJ. Și, ei bine, o să-l întâlnim în persoană acum în GTA 3, când o să-i ducem prostituata pe Misty la el, pentru că și ca asta Misty este preferata lui, auzi, omul are curvă preferată. Regular for Luigi now, huh? It's about time he got a driver we can trust. Ok, asta ne-a întrebat că și că acum noi lucrăm pentru Luigi definitiv, că era și timpul să facem rost de un șofer în care putem avea încredere și, pentru fel, lucrăm pentru Luigi definitiv, dar nici chiar. O să vedeți voi la ce mă refer. Haideți să o ducem pe asta la acel Joey. I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Ok, l-am întâlnit pe acel Joey în persoană și omul ne-a spus că, bă, Luigi a spus că ești de treabă, ești ok, ești bun, așa că să vii și pe la mine mai târziu, că poate am ceva treabă pentru tine. Nu o să mergem în episodul ăsta la Joey, o să mergem în episodul următor, o să continuăm cu Luigi. Bun, și înainte să continuăm cu o misiune, am vrut să vă mai arăt o locație de Uzi. Această locație este efectiv la colțul hărții, la colțul mapei, la colțul primei insule. Vedeți că sunt efectiv la colț, acolo este tunelul subteran, intrarea pentru tunel. De fapt nu pentru intrarea în, îmi pare rău, grea româna. Acolo este drumul către Portland, acolo e casa lui Salvatore, acolo sus. Deci vedeți că sunt efectiv la colțul hărții. Deci vedeți că eu am acum ăsta pointerul aici. Deci sunt efectiv la colțul primei insule. Luigi este aici, Joey este aici, casa mea este aici. Puteți efectiv să luați pe aici, să treceți pe drumul ăsta și urcați pe pontonul ăsta. Bă, nu știu ce este aici, dar na, e de mers pe el. Bun, revenim din nou la Luigi și înainte să continui, vreau să vă precizez că
această misiune nu trebuie să o faceți pentru terminarea poveștii. Voi efectiv puteți să vă duceți la Joey ca să continuați povestea. Misiunile astea sunt doar așa, doar dacă mai vreți voi chestii în plus. Eu o să le fac pentru că, na, sunt misiuni de GTA 3, fac parte din poveste oarecum, dar nu sunt obligatorii pentru terminarea poveștii, pe ca și cum jaful ăla din San Andreas la Caligula's Casino sau misiunile lui Zero, așa sunt și astea. Nu trebuie să le faceți ca să terminați povestea propriu-zisă, dar eu o să le fac oricum. Haideți să continuăm. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Amnu Nation opposite the subway. Ok, data asta aparent Luigi are problemă cu un pește Diablo. Diablo și am uitat să precizez asta despre ei, deci am spus eu în seria de Liber City Stories că dacă vreți să aflați ce se întâmplă cu teritoriul Happen Heights, răspunsul este în GTA 3. Ei bine, teritoriul Happen Heights este luat de Diablo și acesta nu mai este teritoriul Mafiei Leone, aici se află numai Diablo și... Luigi are problemă cu un pește de-a lor, un pește Diablos își aduce curvele pe teritoriul lui Luigi și lui Luigi nu-i convine că dacă el își pune femeile și oamenii vine și ia femeile lui ăla lui Diablos, nu-i bine că iese pe minus. Și ne-a pus să îl omorâm pe acel pește ca să nu mai aibă treabă, să nu aibă competiție, să nu mai îl deranjeze curvele lui, na, îl omorâm pe acest pește Diablo, ne folosim de Uzi, de-aia am și fost să-l iau. Aveți grijă la pește pentru că peștele are un shotgun. În GTA 3 nu mai avem apeluri telefonice, ci mesaje. Acum mesajul ne spune că avem pistolul deblocat la Ammunition, dar dacă vreau pistol mă duc și le iau de la o locație de pe artă, nu dau bani pe el, jocule. Așa. L-am omorât pe peștele Diablos, ăsta era peștele, ăsta era doar așa să-l protejeze, un gangster Diablo. Și da, cam asta a fost episodul pe astăzi, am făcut treabă la Luigi, data viitoare o să continuăm din nou cu Luigi, pentru că mai avem doar o singură misiune la el, care, din nou, mă repet, nu trebuie să o faceți pentru terminarea poveștii, acea misiune este doar așa o chestie în plus dacă mai vroiați ceva de la Luigi și na, vă salut. Asta a fost tot.